Boss, dă sunetos. 20, 20, 1, 2, 3. Yami, yami. Salutare lumea, eu sunt Cristi și bine v-am pregăsit la un nou vlog. Astăzi suntem alături de Vlad Alexandrescu. Este în spatele camerei este Vlad, fratele meu. Și Cristi iară este un pescar nenorocit. Oameni, mă lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți de noul meu look. Vă place pălăria asta sau sal? Oameni buni, după cum puteți vedea, suntem într-o groapă uriașă. Pentru că astăzi o să facem cel mai nebun challenge de până acum. O să petrecem o grămadă de timp până când renunță unul dintre noi în această groapă. Dacă vă întrebați ce o să câștigăm după tot acest challenge, wow! Tot teancul acesta de bani aici sunt 10.000 de lei. Da. Păi ne murdărim sau ceva? Unde? Păi deja am făcut thumbnail, lasă că stăm aici. Mergem să vedem o groapă nouă. Ok, deci doar ce m-a sunat tata a spus să vedem o altă groapă. Hai să mergem să vedem altă Brigada groapă. Brigada groparilor, haide să mergem cu groparul. Fix când am început clipul ne-a sunat domnul Luci și ne-a zis că a găsit o groapă. După cum puteți vedea aici, fraților, sunt 10.000 de lei, o grămadă de bani. Ultimul care iese din groapă îi va câștiga. Acum mergem să inspectăm noua groapă, stați așa. Mergem să inspectăm noua groapă să vedem dacă e o groapă worthy să intrăm în ea. Și nu uitați, fraților, dacă mai doriți genul acesta de content în continuare sau colaborări pe canal, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângă cât mai multe like-uri și comentarii pozitive ca să vă vedem suportul. Ok, unde e groapa aia? În ce groapă intrăm? Tati! Putem spune că domnul Luci ne-a tras în groapă. Ia uite-l, văd pe domnul Luci în zare. Mă uit în zare, domnul Luci dispare. Ne-am gândit să facem și o sesiune de glume proaste în groapă, pentru că o să stăm ceva acolo. Eu mi-am notat niște glume proaste și băieții exact la fel. Mamă! Aveți excavatoare cu dăstea să ne jucăm cu excavatoare? Că... cea mai mare plăcere, dar nu. Doar de jucărie la fime. Știi când, când o să... ăla care presează, cred că îl punem pe Matiz să-l facem pilaf. Deci dacă vreți să vedeți un videoclip cum distrugem Matizul, apăsați pe like. Da, mă. Să se strângă 70.000 de like-uri. La 70.000 distrugem Matizul, dar de ce? Păi oricum nu facem nimic cu el, că am vrut să-l dau la fier vechi și ce 3 milioane vă dăm pe el, dar trebuie să-l aduceți aici. Și platforma costă cred că tot 3 milioane, adică îl facem pilaf aici. Bine, și înainte să-l distrugem o să-i mai dăm și foc, dar acum hai să ne întoarcem la videoclipul nostru. Părerea mea este că groapa aia arăta mult mai bine, dar... nu avem deloc lumină și cred că este mai important pentru voi să ne vedeți. Deci mergem într-o groapă cu lumină. Oameni buni, după cum puteți vedea cu ce sunt îmbrăcat, sunt destul de fresh așa, nu port mărciul, dar aveți primul link în descriere pe de unde vă puteți cumpăra mărciul. Și apropo, dacă achiziționați ceva de pe Fucio, cum ar fi șapca aceasta sau Adidas și pe care am acum în picioare, puteți să folosiți codul Cristi10 pentru 10% discount. Sau Vlad10. Ca să vedeți ce înseamnă perspectiva unui YouTuber în viața reală, noi suntem pur și simplu pe un șantier. Și a venit acestui băiat o idee de clip. Ce să faci într-un șantier decât să îți petreci timpul să nu faci absolut nimic? Și youtuberii merg cu spatele, în general. Știți? E ceva ce facem noi. Da. Putem muri noi în orice secundă. Ne-am întors la gropița noastră. Fiți atenți, deci cum pășim înăuntru nu mai putem ieși. Da, din Vlad aceasta. Deja a intrat. Deja am intrat. Bum! Bum. Oficial am intrat toți trei în groapă, nu mai putem ieși, nu mai putem părăsi această zonă. Nu mai am făcut provizii. Am lăsat apa în mașină. Fuck. Uitați-vă și voi unde mașina e, fix lângă noi. Cristi, e atât de departe. Cum o să rezistăm 24 de ore fără apă? Păi, cred că putem să sunăm oamenii să ne aducă aici diferite provizii. Putem să-l sunăm pe domnul Luci, să ne aducă niște apă. Să vină cu excavatorul, da, da, să ne îngroape aici. Pentru că eu m-am gândit la treaba aceasta, am venit aici pregătit, am turnat o sticlă de apă în mine. Adică... nu mi-e sete deloc. Nu cred, Duțu deja vrea să se ușureze. Duțu, pe șantierul ăsta gol, tu vrei să te ușurezi chiar aici? De ce faci treaba asta? Da, frate, stai puțin că am pantaloni. Deci aici am decis că este toaleta de acum înainte ca să nu facem dezastru. E dita mai groapă, dar trebuie să ne simțim ca acasă pentru următoarele ore. Asta chiar că e grea cum face Caterin. Tu nu mai vrei să atingi banii ăștia pentru că ești murdar pe mâine acum și nu poți să te duci să te speli. Decât dacă vrei să părăsești acest perimetru și să pierzi acești bani. Nu, n-ai voie să pui mâna pe ei, ești zegost. Spală-te pe mâine, spălatule. Da, du-te acum și spală-te pe mâini. Nu, nu, nu.
Aaaa, mă. Mi-a tras seapă. Renunți așa ușor la... Uite cum stă Cristi cu camera, mâne și cu banii. Da. Trebuie doar stă cu ei. Cam așa arată un YouTuber. YouTuberul, camera și banii. Niciodată nu-i vedeți, dar mereu stă acolo. Cristi, eu zic să începem sesiunea de glume proaste. Da, oameni buni, am pregătit o mică sesiune de glume proaste pentru voi. Ați mai văzut genul acesta de videoclipuri cu bad jokes. Trebuie să spunem glume, bă, extraordinar de proaste și dacă râdem la ele, cel care a spus gluma primește un punct. Dacă, să nu ne jurați, dacă râzi la gluma mea proastă, primesc eu un punct? Dacă eu am râs la gluma ta proastă, tu primești un punct. L-ai băgat în ceasă pe Duț. Nu, știu că dacă... Păi dacă râd eu dacă la gluma ta proastă și eu primesc un punct, practic o să râd de fiecare dată ca să câștig nu, cel adică mai multe cu cel mai puține puncte câștigă. Pentru că dacă ai râs cel mai puțin... câștigi. Ah, okay. Să nu ne jurați, să nu aruncați cu ouă noi, o să auziți cele mai proaste glume ever, dar trebuie să facem ceva ca să ne distrăm în această groapă. Începe acum sesiunea de glume proaste. Înainte să înceapă, vreau doar să vă spun dedicația noastră pentru a filma videoclipuri, pentru că suntem în mijlocul iernii și filmăm videoclipuri afară. Uitați-vă la noi, suntem dotați cu geci pe noi și eu mai sunt și răcit, adică mie mi-au înghețat mâinile, am mâinile crăpate și mai are un pic și îmi dă sângele de aici, deci mă dedic total. Automat challenge-ul acesta devine din ce în ce mai extrem, pentru că nu putem petrece atât de mult timp afară pe frigul acesta. Dar banii ăia mă motivează mult, deci o să rămân aici. Și apropo, ne cerem scuze pentru toate glumele care urmează, sunt foarte proaste. Vă rugăm, nu folosiți clipul. Deci am scris eu, dar am 5 și nu mai îmi vin. Deci el aș fi vrut să am mai multe. El și-a compus aceste glume. Și eu le-am luat de pe net, pur și simplu. Am fost atât de lene și nu am vrut să stau să mi le creez, să le scriu. Fiți pregătiți. Prima mea glumă e cea mai glumă, e jalnică, credeți-mă. Să vedem pe stand-up Cristi aici comedy. Hai, să te vedem. Prietena mea m-a acuzat astăzi că mă culc cu sora sa. I-am zis: păi ce vrei să fac? La urma urmei, e nevasta mea. Aha, ha, 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 ha. E bună gluma, e bună. A fost... A spart gheața puțin. Da. Ok, le spunem... Încerc să nu pierd acest concurs. Nu, hai să facem una cu una. Bun, acum care dintre voi plus zici că nu gluma? Puteam să râd la așa ceva, e oribilă. O să încerc și eu să fiu un pic Duțu astăzi și o să le dau stand-up comedy elegant, frumos. Freestyle. Am fost la 5. Nu se pune. Da, râsul ăsta nu s-a pus. V-am băsut gata din start atunci. Ce faci, bă, se pune? Se închină omul. Ia să se pune. Bun, deci, am fost la 5. Și-o zbătărița, mă? Zic gluma. Nu cred că e atât de greu. Și-o zbătărița m-a întrebat dacă vreau castraveți murați sau proaspeți. Și am zis, nu știu, dar să fie curați. Ok, băieți, fiți atenți aici. Hai să vedem ce ai copt. Pentru că aparent glumele lui nu le-am auzit până acum. Nu există. Sunt scrise acum. Hai să vedem. Fiți pregătiți, în telefonul acesta e o mină de aur. Cum îți ia adio de la un party de bobițari? La rave, vedere. La rave, vedere. Doamne, ce groaznic. Da? Hai, Cristi. Următoarea glumă. Lovește-ne. Vine acum pe bandă rulantă cu catapulta, o să vă spargă în două de râs. Ia, yeah, de-abia aștept. Bine, de fapt, sper să nu râdeți ca să iau punctul. Fiți pregătiți, băieți, o să vă spargeți de râs. Ce au în comun un elefant și o zebră? Amândoi au trompă, cu excepția zebrei. Da, asta a fost bună. Hai, boss, dă-le, să te vedem. Trei prieteni în pădure, un surd, un chel și un știrb. Ust, zice surdul, mi se pare că aud ceva. Brr, răspunde chelul, mi se face părul măciucă, iar știrbul, nu vă fie teamă, sunt înarmat până în dinți. Cristi, cred că râde de tristețe, cred că vrea să-și ia viața în secunda asta. Băieți, sunteți gata pentru cea mai bombardieră bombă glumă din lume? Ce nume ar avea câinele nostru dacă ar face trap? Travis Pot. Pe o stradă se întâlnesc 0 și 8. 0 îi zice lui 8: ce, mă, ți-ai pus cureaua? Centură. Te-ai prins că e un 0 care poartă centură? Da, și da, și arată 8. Ca un 8. Cum îi spuneți unui câine surprins? Chihuahua.
Soribile, chiar îmi pare rău, oameni buni, pentru toate glumele astea, soribile. Chihuahua! Că e surprins, te-ai prins? Wow. Cred că tu ești surprins, că ești beat. Chihuahua! Ce e alb cu negru și locuiește în Sahara? Un pinguin rătăcit. Ia mai zi-mă. Mama nu mă lasă să țin câinile în casă, dar tatăl tău, pe le lasă. Asta e urâtă. De ce nu mănâncă elefanții mămăligă? Pentru că nu le dă nimeni. S-a terminat, s-a terminat. Da, eu plec acasă, nu știu cum să vă zic. Cred că renunț la bani de la... La cât de trist este clipul. Da, oficial, oricum, toate sesiunile de bad jokes ever, n-ai cum să nu faci decât fața asta, că... Efectiv, n-ai cum să spui glume bune. Bă, băieți, dar oricum, am petrecut ceva timp spunând aceste glume, încât am uitat că noi încă suntem în groapa asta. Cam cât timp a trecut? 24 de ore? Glumii, fraților, au trecut în jur de 2 ore, dar încă suntem bine, încă ne ținem aici. Bă, mie mi s-a făcut puțin sete așa după 2 ore de spus glume non-stop și... Și la cât am râs? La cât am râs, într-adevăr, ne-am rupt în două. Ne-am tăvălit aici pe jos de râs. Bă, mi s-a făcut sete rău. Hai să-l sunăm pe domnul Luci să ne aducă niște sticle cu apă. Da, sunăm contactul din... Și mie mi-e sete, chiar mi-e sete. Hai deodată. Da, poți să aduci tu apă. Mamă, deci eu n-am mai făcut battle flip-uri de mult, dar știi ce facem continuu la școală? Luăm alte sticle. Luăm sticle de la alt brand pe care nu o să-l menționez și după ce le golim, le bubuim. Le întoarcem, dăm drumul la dop și zboară bop. În timpul orei, nu? Am făcut și în timpul orei. Bun, au venit și apele, am băut și noi puțin. Și ca să ne distrăm și noi puțin, nu o să bem doar din apa asta până borâm. O să facem niște battle flip-uri, cred. Dar că... Dar zici, cine borăște dacă bea o sticlă mică cu apă, mincinoasele? Dă-mi apa, ok. Așa. Cred că v-a fost dor de battle flip-uri. Nu știu de voi, dar eu încă obișnuiesc să mai fac din când în când niște battle flip-uri. Urăsc să-l numesc că a fost un trend sau ceva de genul. Mie mi se pare o chestie amuzantă pe care poți să o faci mereu. Și dacă doriți un clip special cu trick shot-uri cu sticle cu apă, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like. Un trick shot ca ăsta? Oh, nu! Mersi, Cristi! Here you go! Bun, hai să începem. Cred că eu o să dau cel mai epic trick shot. O să dau un simplu battle flip, dar nu știu dacă e... Eu nici măcar n-am destul apă, am prea multă. Eu cred că e nivelul de apă perfect. Ia stai. Hai să testăm mai întâi, să vedem dacă merge. Da, e un pic prea mult apă. Dacă era ceva ce vreau să fac într-o groapă, era battle flip. Dar ce altceva ai vrea să faci într-o groapă? Să ne îngropăm. De ce pe bun. Oh, shit, din prima. Știam eu că e prea mult apă în sticlă. Acum am nimerit-o din prima. O să încerc să fac cu două sticle deodată eu. Oh, shit, dar în sticla e cam prea mult apă. Nu știu dacă o să reușesc trick shot-ul. Poate asta o să cadă jos și asta o să vină peste ea. Oh. N-ai de unde să știi, este mai grea și are foarte multă putere de susținere pentru cealaltă sticlă de apă. Da. Sunteți gata, da? Let's go! 3, 2, 1, și... Hai să jucăm fotbal. Fotbal cu sticlele. Mi-a călcat sticla și era... Haide! E momentul să fac 500 de miliarde de W. Ia, mă. Bun. Oh! Ah, 3. N-am văzut nimic. E ok pentru prima încercare. Hai. O să încep cu genunchiul. Hai. Nu! Nu avem ce să bem acum. O să murim în groapă. De ce? Oameni buni, n-aveți idee cât timp a trecut de când stăm în groapa aceasta. Am mâinile bine. Mie mi-a dat sângele la mâini, nu o să vă arăt pentru că o să și ia Cristi de monetizare și... Da, e jale. Ne-au înghețat mâinile, suntem mâini aici vine-ți? De... Mâini vineți? Vinete. 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 Suntem aici de foarte mult timp și eu zic să mergem fericiți acasă să sărbătorim pentru că banii aceștia sunt pentru toți! Ce? Da, o să strângem banii de pe jos. Pa, pa. Subscribe. I'm fine.